Sunteți flămânde? Da. Poftă bună! Bună ziua, avem un cadou pentru voi. Asta pentru dumneavoastră. Poftă bună! Mulțumesc! Cât e cald. Bună ziua, avem o pizza pentru voi. Poftă mare! La fel! Bună ziua! Bună ziua! Haide la fetiță! Bună fetiță! O pizza gustoasă, să o mănânci împreună cu bunica sau mămica? Bunica! Bunica! Cu bunica să o mănânci împreună? Da! Sărătere! Pentru scopurile astea. Și așa eu căpătam multe chestii care le am. De exemplu, ceas, iPhone și chestii de genul. Dacă tu ești o persoană invidioasă în viață și te dinu te uiți la altcineva și critici pe cineva că el are mai mult decât tu ai, atunci crede-mă că tu departe n-ai să ajungi în viață. Tu ai să rămâi acolo ca o babă care stă pe scaun și bârfește. Te dinu, e că și el, iată, iar vine cu mașina și iată, are casă. Treaba lui și are. Nu te băga în viața altcuiva. Și am eu, e treaba mea. Eu am muncit pentru ce am. Voi nu știți, voi mulți, foarte mulți din voi, nu știți prin ce am trecut eu să am lucrurile astea. Mulți din voi nu știți că eu când eram copil, ca să am ceva, să-mi cumpăr o înghețată, că mama mea nu-și permitea să-mi dă mie 2 lei, 2 lei asta, lei moldovenești, eu nu știu, convertiții, că nu sunt lei românești. Nu-și permitea ca să-mi dă mie 2 lei ca eu să-mi cumpăr o înghețată. Știți ce faceam eu? Mă ducem la gunoi, strângem sticle, strângem carton, hârtii și mă ducem, le dădem acolo la o bază, îi dădeau bani și mă ducem și îmi cumpăram o înghețată. O înghețată. Spălam rutierii, mașini și n-aveam prieteni pentru că și eram bagiocorit în ogradă. Nimeni nu vrea să prietenească cu mine, că eu mă ducem la gunoi, strângeam sticli, carton, ca să-mi cumpăr o înghețată. Eu în viață am trecut prin multe și eu știu și e greu. Știu și înseamnă să treci prin greutăți. Dar niciodată n-am fost invidios pe cineva că el avea mai mult. Și am învățat să mă mulțumesc cu ce așa. Și cum v-am spus că am învățat ca să lucrez pentru unii lucruri. Ca să am unii lucruri, am învățat să lucrez. Și să nu spun chiar așa la are. Și eu n-am. Dacă ceva mi-a plăcut, eu zic, eu așa am și eu știu că așa am lucrul ăsta, dacă eu așa lucrez. Și nu contează ce faci, nu contează că câștigi bani din YouTube, nu contează că câștigi bani de la piață, nu contează ce faci, contează să nu furi și să faci lucruri cestii. Părinții lui Nikita, ei tot a trecut prin greutăți și nu era ușor. Voi, mulți din voi, nu știu povestea mea, povestea lui Fabi, povestea lui Nikita, lui Bogdan, lui David. Și vă place să stați în fața la un călcător și să comentați că el are casă mare, că el are mașină. E foarte ușor să stai, să critici, să judici, să invidiezi și singur să nu faci nimic ca să ai lucrurile și alea pe care alți oamenii le au. Eu am crescut un copil foarte sărac, foarte, foarte sărac. Și am un verișor foarte bogat. Părinții lui au mașini scumpe. Verișorii mei are mașini scumpe. Iaz, restaurant, hotel. Și eu ca copil, crescând mare, eu niciodată nu m-am uitat la dânsul, zic, iau ce are el. Mie, de fapt, era tot una. Și eu știu povestea lor, știu că ei tot au muncit să ajungă unde ei sunt acum. Și în realitate, bogăția nu constă în lucrurile pe care le ai. Și dacă tu ești o persoană care se uită la altcineva, care critică că și el are și chestii de genul, cred că m-am repetat de 100 de ori în video ăsta, atunci nu ești o persoană bogată. Și ar trebui să te uiți în inima ta și schimbi ceva în inima ta. Pentru că dacă tu învidiezi și judeci și critici, tu ai probleme. Și în genere mă satru oamenii când vrei să faci ceva frumos și oamenii sunt pe te critică, te înjură, să te rui să faci bine, oricum iese rău. Învățați să iubiți pe aproapele vostru, nu să-l criticați. Cât de rău n-ar fi aproapele vostru, cât de bogat, cât de sărac. Iubiți aproapele vostru și nu învidiați. Invidia este primul pas, nu spre succes, dar spre prăbușire, să cazi și să nu ai nimic în viața ta. Mi-am făcut bagajul și-am plecat departe. De probleme, de gânduri, nu mă uit în spate. Am plecat în lume, e pe bune să-mi urmez visul, să ajung pe cea mai înaltă culme.
fac tot ce simt, am un drum de parcurs, visez la el de mic. Nimic nu mă oprește să nu-ți pare rău. Vei ajunge să fii mândru de copilul tău. Am avut un vis care s-a deplinit. Am avut speranța care mi-a vorbit. Am avut putere ca să mă ridic, chiar dacă îmi e greu. Eu mă simt bine, cum va fi bine. Când au iubire, primesc iubire și am parte de zile senine. Bine, cum va fi bine. Merg înainte, fără oprire, căutător de fericire. Pare întrebarea, vrei să fii bogat? Te întreb de fapt cu adevărat ce vreau să întreb exact. Când discutăm de fericire și mă pun pe măsurat, ar fi păcat să fie bine doar că mergi la bancomat. Doar atunci când ai de aruncat, doar atunci când ai luat, ești ușor de cumpărat. Cred că e timpul de o schimbare, să devii mai elevat, să înveți să prețuiești ce-i mai greu de facturat. Eu mă simt bine, cum va fi bine. Am parte de zile senine. Bine, cum va fi bine. Merg înainte, fără oprire, căutător de fericire. Caut în stânga, caut în dreapta, așa m-am învățat mama și tata. Să nu mă iau cu una cu alta, să nu mă mulțumesc cu lucruri de-a gata. Caut în stânga, caut în dreapta,